Crimă oribilă în comuna Runcu. O femeie a fost omorâtă de fiul său. Descoperirea a fost făcută în această dimineață de oamenii legii care au sosit la fața locului în urma unui apel efectuat la 112 de către un vecin. Apelantul era deranjat de scandalul făcut de agresor, dar nu s-a gândit că cearta s-a încheiat cu o crimă. Femeia, în vârstă de 53 de ani, a fost descoperită în șanțul de la poartă, prezentând plagă în jurul gâtului. Fiul, în vârstă de 33 de ani, cu afecțiuni psihice, era cunoscut în rândul localnicilor ca fiind o fire agresivă, în special când nu își lua tratamentul. Ce ai făcut cu mama ta? Ce ai făcut? De ce ai omorât-o? N-am urcat. Te-a supărat ceva? Nu. Erai băut? Nu. Pare rău? Nu. Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a unei persoane suspecte cercetate pentru comiterea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie. S-a reținut că acesta, în dimineața acestei zile de 10 august 2021, cu un topor, a aplicat mai multe lovitori victimei, mamei sale, în vârstă de 53 de ani, lovituri care au condus la decesul acesteia. Urmează a fi efectuate în cauză cercetări în continuare pentru stabilirea adevărului, cu respectarea prezumției de nevinovăție și dispunerea măsurilor necesare care se impun. Bărbatul a ajuns în fața magistraților după audieri urmând să fie internat la un spital de specialitate.